E ceva ce mi-am dorit să fac. Am renunțat la o carieră în bancă pentru a mă face actriță și încerc cu tot ce pot eu să fiu o actriță. Ăsta este secretul din punctul meu de vedere. Colaborarea asta între, cu Iulia, Oana, Ana, Dragoș, Papi și Doru este o formulă în care eu am intrat din dorința de a face film și cumva nu mă mai pot deslipi de ea. Adică am făcut cu ei prin școala actorie de film.ro, am făcut 4 proiecte cu ei, 2 lungmetraje și 2 scurtmetraje și exact în aceeași formulă cu Iulia și cu, de fapt 3 cu Iulia și cu băieții. Și a devenit așa o echipă foarte dragă mie și cam orice proiect se derulează cu ei și prin ei este foarte plăcut și foarte frumos și foarte ok și am învățat foarte multe lucruri de la ei și sper să învăț în continuare. Am lucrat într-o producție americană, rolul principal feminin, film în limba engleză, a fost film de acțiune acum jumătate de an. Da, abia aștept să-l văd și pe acela. Se numește Absolution, un film regizat de Keone Waxman. Își ia zborul din cuib, dar să știți că de fiecare dată când am o întrebare sau o nelămurire, eu apelez și la băieți și la Iulia și mereu sunt foarte foarte prietenoși așa și sunt foarte ok. Adică cred că pe de o parte și ei simt că noi sau eu cel puțin am crescut cu ei și atunci e normal să fie sprijinul ăsta reciproc.